Inspectoratul de poliție al județului Suceava va demara în perioada imediat următoare o serie de controle ce vor viza comercializarea brazilor de Crăciun, dar și a elementelor pirotehnice. Controlele se vor desfășura atât la depozitele specializate, cât și în trafic, în vederea identificării celor care încalcă legislația în vigoare. Având în vedere problematica specifică sezonului rece, dar și riscul infracțional asociat sărbătorilor de iarnă, polițiștii vor desfășura în perioada imediat următoare acțiuni cu efective sporite pe toate liniile de muncă. Vor fi vizate în special infracționalitatea și problematica la regimul economic, fiind efectuate mai multe controle atât la societăți comerciale cât și la persoanele fizice autorizate. De asemenea, va fi verificată legalitatea actelor de comerț de pe raza întregului județ. De asemenea, un segment aparte îl constituie infracționalitatea asociată regimului silvic și problematica brazilor de Crăciun. Și în acest domeniu vor fi efectuate atât controle la depozite specializate, dar mai ales în trafic pentru identificarea celor care încalcă legislația în domeniu. Totodată, polițiștii Serviciului Arme Explozive Substanțe Periculoase, dar și polițiștii de ordine publică și ceilalți polițiști din cadrul posturilor și secțiilor de poliție vor acorda în perioada următoare o atenție sporită tuturor elementelor pirotehnice și a celor care sunt interzise spre folosire în această perioadă și sunt utilizate doar strict pe perioada sărbătorilor de Crăciun și ulterior sărbătorilor de Revelion.